Deși s-a preocupat constant de îmbunătățirea infrastructurii complexului de la Sala Sporturilor, Pompiliu Nedelcu a avut de înfruntat și un val de acuze, cele mai multe transmise nu tocmai direct. Directorul Direcției de Sport Dâmbovița a ținut să facă unele precizări privind modul cum au fost organizate competițiile în ultima vreme, investițiile care s-au făcut la sală, dar și tratamentul de care a beneficiat campioana României la basket feminin, MSM Târgoviște. Au fost voci din interiorul echipei de basket MCM care au acuzat faptul că n-ar fi avut cele mai bune condiții la sală, că Direcția pentru Sport nu s-ar fi preocupat de aceste lucruri. Cum răspundeți acestor lucruri? Este cea mai bună răspuns este atace. Ceea ce vreau să vă spun, că ați fost aproape permanent la meciurile de basket, am oferit nu numai cât se putea și mai mult. Peste, am făcut absolut toate eforturile din punct de vedere al condițiilor calitative de desfășurare. Dacă ați observat, podeaua, parchetul a fost eliminate și terenurile de volei și de tenis pentru a desfășura în bune condiții meciurile internaționale. Căldura am avut suficientă, costurile noastre au fost foarte mari. Numai luna februarie, 450 de milioane. A costat gazele și lumina, dar asta este, noi trebuie să ne descurcăm, nu uitați că mergem și pe fonduri proprii. Sunt un om care am fost foarte mulți ani și o repet și de fiecare dată în capitalist, fiecare trebuie să-și țină lungul nasului sau știu eu să-ți țină gura, pentru că acolo cine a spus aceste voci sunt total neadevărate, au avut condiții mai mult, nu cred că în țara românească sau în România, a avut vreo echipă de basket, condițiile pe care le-a avut echipa de basket în Sala Sporturilor. Normal, vreau să spun din punct de vedere un pozitiv, cum se spune, inițiatorul sau promotorul Gabi Boriga, primarul nostru, am avut condiții extraordinare și relații extraordinare cu dânsul, deci absolut tot ce s-a putut, au avut vestiar personalizat separat, majoretele au avut vestiare personalizate, deci am fost o gazdă primitoare, deci mai ales că și în restaurantul și în incinta Sălii Sporturilor, fetele au mâncat și au fost foarte mulțumite de calitatea și cantitate, cât și calitate, cât și a prețurilor, a fost foarte, foarte mulțumit.